Good morning. Good morning. Isaac always on the run. S-a sunat exact de 5 minute. E 9 și 5 minute. Bună dimineața de aici din studioul Big FM cu elevii de la Multimedia, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hrumuzescu din Deva. Ei ne dau deșteptare astăzi. Sunt în studio cu Fabian și cu Noris. Fabian, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Noris. Bună dimineața. Da, mă bucur că ați venit. De fapt, ne aveați cum să veniți, că vă puneam absenți. Exact, corect. Da. Da. Dragilor, astăzi, pentru că am anunțat de dimineață, e săptămâna altfel în școli, mi-am propus și ne-am propus, de fapt, să aducem în fața celor care ne ascultă, ne urmăresc, ce fac elevii de la Multimedia în această săptămână altfel. V-am pregătit și câteva întrebări surpriză pe parcursul următoarelor minute, la care vreau să-mi răspundeți. Dar înainte de toate, pentru că poate nu vă cunoaște toată lumea, suntem live și pe pagina de Facebook a postului de radio Big FM, Deva și Hunedoara. Să mai facem o scurtă prezentare, dar foarte pe scurt, cine sunteți de fapt voi și cu ce vă ocupați, nu? Începem cu Fabi. Da, bună dimineața, mă numesc David Fabian, sunt în clasa a 11-a media la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hrumuzescu Deva. Pasiunea mea este fotografia, videografia și tot ce ține de partea asta mai creativă și îmi place foarte mult să ascult muzică și fotbalul, sportul în general. Excelent, da. Fabian, Noris, e rândul tău acum. Bună dimineața, mă numesc Noris Grigore, sunt elev în clasa 11-a media. Sunteți colegi. Da, da, exact, suntem colegi, la Liceu Tehnologic Energetic. Pasiunile mele e fotografia și partea de tehnologie, informații. Pe mine asta mă pasionează cel mai mult. Excelent, sună foarte bine. Să spunem ascultătorilor noștri că suntem aproape de campania electorală prezidențială, iar la liceul nostru s-a desfășurat o astfel de campanie. Avem un președinte și care e aici în studio cu noi, un președinte al elevilor, nu? Da. Fabian. Da. Cum a fost, Noris? Te-ai ocupat de alegerile astea? A fost greu să realizezi? Nu? Foarte greu a fost de realizat până când am reușit să adun toate documentele, să le fac, să fie toate puse la punct. Ai fost un fel de birou electoral central. Exact, da, da. Mai de data asta, eu am fost unul doar singur care m-am încercat să fac toate. Am înțeles. Nu am avut o echipă întreagă cum era, de exemplu, la birou electoral central. Ok, sigur. Aici glumim. Dar ideea e că Fabian a ieșit președintele elevilor. Fabian, ai încă o responsabilitate, pentru că oricum aveai suficient. Da, e ok. Sper să le poți duce pe toate. Avem și doi vicepreședinți, din câte știu. Noris, cine sunt colegii voștri? Care... Un vicepreședinte este un coleg de al nostru de la profilul CAD. Da. Cealaltă vicepreședinte este din clasa 9-a a media. Din a 9-a? Mm-hmm. Ok. Secretarul executiv este o fată din clasa de profesională 9C, tot okay. Clasa 9. Am înțeles. Ne-am axat foarte mult anul ăsta să fie pe tineret. Cam, așa, doi de clasa 11, doi de clasa 9, clasa ca 9. Să fie că noi vom termina clasa 12, să fie măcar cineva în birou executiv să poată să ocupe ei. Să continue, să preia ceea ce faceți voi. Dar ce face un președinte al elevilor, Fabian? Cu ce se ocupă el? Practic, e prima voce a elevilor, unde poate veni oricine să ne spună, de exemplu, problemele care le au... Le întâmpină. Da, le întâmpină. Legat de ceea ce se întâmplă în școală, bănesc, da, nu? În școală. Da, ori cu colegi de-a lor, colegi din alte clase sau chiar cu profesori. Și pot să vină la noi și cu sugestii care posibil că le au pentru școală. Da, propuneri, propuneri. Da. Da, și să încercăm să discutăm și cu corpul profesoral, cu domnul director și să realizăm aceste idei. Noi deja am vorbit și cu colegul meu, Silviu, care este unul dintre vicepreședinți.
să implementăm, de exemplu, o zi în care să nu venim cu ghiozdane la școală și să venim cu orice altceva care să ne punem caietele. De exemplu, vin cu un coș de la Kaufland sau ceva, un coș de mână. Sau, nu știu, o plasă de la Lidl. Chestii de genul. Ah, am înțeles. Foarte interesant ideea asta a voastră. Până la urmă, lucruri care vă ajută să, nu știu, să treceți mai ușor peste anumite, poate, hai să le spunem, dificultăți pe care le aveți în viața de zi cu zi de licean. Pentru că știu și la voi, dar ce să mai vorbim de cei mici, aveți niște ghiozdane foarte grele. La voi e mai simplu cumva, acum fiind clasa 11, poate nu mai sunt așa de multe manuale și așa mai departe, dar la cei mai mici am văzut că sunt chiar au probleme cu, cu ghiozdanele foarte, foarte grele. Bun, te bucuri de faptul că ai ajuns președinte al elevilor? Da, sunt foarte fericit că am ajuns. Oricum nu era o chestie să zic că nu o să ajung, pentru că eram singurul la candidatură. Am fost singurul candidat. Da. Președinte. Dar îmi doresc pentru mandatul acesta, în care voi fi eu președinte, să avem o comunitate foarte faină și foarte unită pentru fiecare chestie. Adică să fim prieteni și cu, nu știu, exemplu, cei de a 10-a, să fie prieteni cu cei de a 12-a, cei de a 12-a cu a 9-a și tot așa. Deci să fie o comunitate foarte largă și foarte strânsă. Practic adică să aveți relații mai bune între voi, între elevi, în ceea ce înseamnă, indiferent de clasa în care vă aflați și anul de învățământ. Sună foarte bine, vă doresc succes și ție, cât și celorlalți vicepreședinți și ție, Noris, pentru că și tu ești șef de clasă în clasa 11-a, din câte știu, exact. Nu? Da. Da. O altă responsabilitate pentru voi, pentru elevi și mai ales, nu ți este foarte ușor, având în vedere că clasa voastră, dacă nu mă înșel, chiar prima clasă care a fost înființată la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Frumuzescu, formată din două profile, cel de multimedia și cel de tehnician sau proiectant CAD, nu? Da, este prima clasă care s-a inventat în 2022, s-a implementat acest sistem de producție multimedia și de tehnician proiectant CAD. Da, care e relația dintre voi acolo, între multimedia și CAD? Vă întâlniți la diferite cursuri, la ore, la de fapt, în afară de practică, nu? La orele de care le avem în general, limba română, matematică, fizică, chimie. Deci la orele astea noi ne întâlnim, noi suntem colegi. Aceeași clasă. Aceeași clasă. Dar noi ne despățim când avem o module sau o practică. Chiar și acum și în săptămâna de practică, noi nu ne prea întâlnim cu ei, că ei au un alt orar, noi avem un alt orar și atunci nu ne prea întâlnim. Am înțeles. Cine este dirigintele vostru sau diriginta voastră? Dar noi ne avem o dirigintă super, o super doamnă, o super... Deci nu există cuvinte să o pot numi pe doamna dirigintă. Deci eu pentru doamna Bota am un respect și o admirație de nu am cuvinte. E calculată, nu? Că e de matematică. Nu este aceea de calculată. Mie mi se pare super ok doamna și super iubitoare cu noi. Ea vrea să fie atrasă de noi, ea vrea să fie cel mai bun prieten al nostru. Mm-hmm. Mie sentimentul ăsta îmi dă. Și eu asta aștept de la un diriginte care asta vrea să facă cu elevii, să fie apropiată, să fie atrasă, să fie să îi iubească pe elevi, nu să fie un diriginte care nu îi o interesează de acel subiect sau nu o interesează de o problemă care e la clasă. Chiar dacă este o problemă, ea încearcă din orice putere să o rezolve. Corect, așa e profesorul de matematică. Probleme rezolvăm la matematică. De fapt, de altfel eu spun de multe ori aici, nu putem să avem probleme decât la matematică, dar o salut pe colega noastră, pe colega mea, Claudia Bota, și iată, din partea elevilor ei, iată ce mesaje frumoase în dimineața asta. Mă bucur să aud lucrurile astea și nu pot decât să vă doresc succes în continuare în activitate, atât vouă cât și doamnei diriginte. Fabi, spuneam de faptul că am pregătit
câteva întrebări, dar înainte de a trece la ele, te-aș mai întreba, tu ai mai fost la noi în studio și Noris, ați mai fost la liceu fără fileu, acum suntem într-o dimineață, chiar în matinal, te-aș mai întreba, ai rămas pe același profil, ce vei continua, ce vei face pe viitor? Ce vrei să faci? Eu am mai multe planuri. Așa. Inițial, mă gândeam după ce termin liceul, o să am și... Să fii la președinția României. Nu, o să am și atestatul profesional de la liceu și mă gândeam să merg la facultate ori la Timișoara la foto-video, ori la Alba Iulia la facultatea de teologie, dar nu pe profilul teologic. Așa. Pe profilul de cinematografie, foto și media. Chiar ieri mă interesam un pic să văd cum decurge. Dar cel mai probabil o să dau admiterea la Alba Iulia, pentru că e mai aproape și de casă. Și alt plan care l-am, dacă, nu știu, nu o să meargă foarte bine cu partea asta de foto-video, dacă nu prea o să am succes foarte mare. Dar nu pune asta în față. Da. Sper să am succes, okay, pentru că toate sunt posibile. Mă gândeam să dau admitere la școala de poliție, la subofițer, cred, sau la ofițer. Să trăiți, Înțeles, ok. De partea cealaltă, Noris, a trecut ceva timp de când ne-am văzut și atunci, mă rog, nu știu dacă ai spus sau nu ai spus la liceu fără fileu ce vrei să faci, dar poate te-ai mai răzgândit, te-ai mai gândit la alte variante. Ai ceva special pe viitor? Eu pe viitor, după ce aș termina liceu, așa? Eu vreau să mă duc pe la Timișoara la Facultatea de Tehnologie, Informații și și Telecomunicații. Da. Și aș... Nu, acesta e domeniul care mie îmi place, mă pasionează. Îmi place și partea aceasta de fotografie, videografie și partea asta. Ca un hobby, poate, ca nu un mai hobby degrabă, da. Ce în continuare. Da. Dar întâi mi-aș vrea să-mi urmez pasiunea și dacă aș vrea, de exemplu, să profesez în domeniul ăsta, eu oricum am atestatul după, de la cum am terminat, am făcut studiile în liceul nostru și am atestatul acela, okay, care probabil m-am ajutat. Tehnician multimedia se numește, da. Mare emoție în studio astăzi, nu știu dacă aș putea să vă încurajez cumva, aș face-o cu mare drag și o fac. Uite, avem mesaje și aștept în continuare de la ascultătorii noștri să ne trimită mesaje de încurajare pentru tinerii noștri liceni, de altfel extrem de talentați și pasionați de ceea ce fac. Până la urmă, e bine să urmezi pasiunea în profesie. Georgeta ne spune: bună dimineața, cât de impresionant și cât de frumos se vorbește despre profesorul drag, respect ceea ce ai spus tu, Noris, despre doamna dirigintă, mult succes și multă încredere tuturor elevilor. Și pentru că timpul e mereu dușmanul nostru, să zic așa, în matinal, trece la întrebările surpriză pe care vi le-am pregătit în dimineața asta. Sper să fie întrebări la care să puteți să răspundeți cât mai cât mai ușor, nu foarte complicat. Nu sunt întrebări care să vă încuie și nu sunt probleme de matematică. Ok. Dacă liceu ar fi o platformă de streaming, ce gen de film ar fi? Începem cu Fabi. Eu cred că... După părerea ta, evident. Ce, da, după ce părerea consistă, mea, cred că genul de film care ar fi liceul nostru, așa, comedie, sigur. Asta poți zice la noi în clasă. Ok, de ce? Poți să justifici lucrul ăsta? Sau? Da. Te rog. Numai clasa noastră, după asta pot să-mi dau seama că e genul comedie. Sunteți faini. Da. Vă înțelegeți bine. Alt gen de film,
Știi că există asta la proiect, la proiect, la final, atunci când veți absolvi liceul, va trebui să faceți un proiect pentru licența aceea, pentru tehnician multimedia și unul dintre subiectele pe care le aveți, sau mă rog, puteți alege, e asta, ce gen de film, sau mă rog, ce genuri de film sunt... Ai zis comedie, hai să lăsăm și pe Noris. Noris, tu ce zici? Eu zic că la nivelul clasei noastre, genul de film cel mai bun este comedia. Zic și eu ca și Fabian, că la noi sunt foarte multe faze comice, cum se întâmplă. Okay, okay. Și la nivel de școală, genul cel mai bun este drama. Oh. Eu zic că e dramă, că sunt la câte lucruri se întâmplă. Când mergi la școală, e dramă. Exact. Nu începe prima oră, că și sunt niște bârfe pe acolo și niște povestiri. Da, da. Ok, ok, ok. Hai să nu dăm totul din casă acum, da? Suntem în direct la radio, adică... Bun, de menționat că această emisiune o veți vedea și pe canalul de YouTube Energetic Deva, canalul nostru de YouTube de la liceu. Ok, mergem la următorul, la următoarea întrebare. Am 10 întrebări pentru voi, da? Fiecare întrebare are câte un punct. La sfârșit o să vă dau note. Ok, întrebarea cu numărul 2. Dacă profesorul vostru, acum vă alegeți voi profesorul, da? Ar avea un canal de YouTube, ce credeți că ar fi în vlogurile lui? Începem cu Noris. Da, eu zic de exemplu pe domnul Țoța. Țoța, așa, Paul. Că el e, eu îl văd cel mai mult, zic că el s-ar fi cel mai potrivit să avea un canal de YouTube, așa? Și a se posta. Și cred că are, Paul. Nu, are, nici nu știu, nu are? Are. S-ar putea să aibă. Oricum, pagina de Facebook are, sigur. Da. Da? Eu zic că la dâns ar fi cel mai potrivit. La ieri că eu îl văd că face videoclipuri, se filmează, da, se postează. Dar cu ce să fie? Ce să conțină canalul? Despre, mai ales despre robotică. Robotică. Că domnul Țoța, numai pe partea de robotică, știu și, și l-am văzut foarte activ. Ok, ok. Fabi? Întrebare foarte grea. Acum mă gândeam în timp ce vorbea Noris la profesori. Cred că domnul Marc... Așa. Dacă ar avea el un canal de YouTube, cred că ar fi tot așa, vlogging despre excursii, drumeții, așa pe munți, cred. Da. Și e pasionat, da. Da, da. Marius Marc e pasionat de lucrul ăsta și e profesor de limba română. M-a învățat și gramatică atunci când mergeți în expediții, nu? Da. Ok. Bun. Hai să mergem la următoarea întrebare. Care a fost cel mai amuzant moment pe care l-ați prins vreodată cu telefonul la ore, având în vedere că spuneați că sunteți o clasă la care genul de film ar fi comedia, poate aveți și motive să îmi spuneți acum care a fost cel mai amuzant moment pe care l-ați prins vreodată cu telefonul la ore. Fabi? De prins cu telefonul nu prea am putut, că nu, am okay, fost în oră. Okay. Da, oricum foarte multe momente. Și fii atent, mi-aduc aminte, este unul. Aduți aminte? Da. Anul trecut, la ora de practică sau la modul, așa? A fost ziua dumneavoastră și așa m-am prins cu telefonul, că am aruncat cu confeti. Unul a mers, altul s-a blocat când se deschidem. Așa este, oricum m-a surprins și vă mulțumesc încă o dată pentru acel moment. Nu m-am așteptat, am intrat în clasă și când am auzit un boom, ce s-a întâmplat, dar de fapt toate erau de la acele confeti care... Le-ați pregătit special pentru acea zi. Uite, Camelia spune așa: sunteți minunat, se simte lipsa profesorului Târnovan. Da, în studio îi duce în lipsa lui Claudiu, e adevărat. Dar Claudiu e profesor la un alt liceu și are ore, din păcate, în segmentul ăsta al matinalului. Tocmai de aceea nu este aici alături de noi. Fabi, a spus Noris acum. Ia să vedem. Noris, ai un moment? Poate n-ai reușit să-l prinzi cu telefonul mobil, că na, asta e. Nu ai fost, era în ore și n-aveați posibilitatea asta. Dar ai un moment care ți-a stârnit așa un resete? Sau da, noi resete. Sunt foarte multe momente okay, comice. Nu a pus să le prinzi cu telefonul de multe ori. Așa, și corect. Nici spontane.
chiar spontane și dacă, de exemplu, e unul planificat, nu poți să-l prinzi că n-ai voie cu telefonul la oră. Corect, după așa e. Nou regulament școlar. Corect. De cine exemplu, știe regulamentul, știe, adică... De exemplu, acum mi-aduc un moment foarte amuzant, da? Mi-aduc aminte. Eram în... aveam oră de practică cu domnul Mihureț. Da. Și colegii au vrut să-l sperie când intrăm în clasă, când noi intram în clasă și deodată toată lumea s-a ascuns... Și deodată când au intrat, au văzut că nu-i nimeni și deodată au zis numai zgomote de alea ciudate. La care s-a uitat foarte disperat și deodată, numai odată, nu, a stat și s-a uitat și a zis, haideți, ieșiți de a... ieșiți de unde sunt ascuns, că știu că sunteți aici. A coborât Duhul Sfânt în clasă. Ok. Hai să vedem mai departe altă întrebare. Dacă ar trebui să faceți un trailer de film pentru viața voastră de licen, ce melodie ar fi pe fundal? Fabi, spuneai că îți place muzica. Ia, ce melodie ai alege? Wow. Mă credeți că nu știu. De obicei, la finalul liceului se difuzează foarte mult piesa aia, liceenii. O știi? De liceu, da, cu emoții. Da. Mă rog. Da, bănuiesc că vrei altă piesă. Tu asculti alt fel de muzică. Da. Ok. Da. Da. Nu-ți vine niciuna în cap acum vreo melodie? Chiar deloc. Okay. Care să îmi reprezinte. E blank. Okay. E blank astăzi. Da. E blank astăzi. Noris, ai idee de vreo melodie? Mie o idee acum, dar nu știu dacă o zi bine, de la Enya, One Time. Enya. Ok, Enya. Da. Mi se pare cel mai potrivită pentru un sfârșit, pentru orice... Face figuri mouse aici. Da, deci Enya ai spus. Ok, bine, ceva de la Enya. Ceva relaxant, probabil viața de licean, mă rog, care nu vă nu vă stresează foarte tare. Sau din contră, dacă e Enya, atunci să vă relaxați. Nu, în anumite momente. Ok. Altă întrebare. Cine ar juca rolul vostru într-un film despre viața de liceu? Ia să vedem. Noris? Fai, un... Alege un personaj? Din... De unde vrei tu? Cel mai potrivit, cred că ar fi din viața mea de... Deci eu cred că ar fi cel mai potrivit, nu știu, să dau un... Nu-ți vine minte, nu? Nu-mi vine încă acum, okay. Nu-mi vine. Fabi, tu știi? Cred că Jim Carrey. Nu știu, așa-l văd un pic mai spontan, da. În toate filmele. Și, nu știu, mie în a opta, când am avut pozele de album, mi s-a spus foarte mult că semăn cu Andrew Garfield, tot un actor. Da. Și, da. Nu știu, poate m-am mai schimbat de atunci, sigur. Okay. Da, apropo, am vrut să vă întreb, voi aveți vreo poreclă? Mie, de exemplu, în liceu mi se spunea Cucu. Na, așa îmi spuneau colegii. Voi aveți vreo poreclă în școală? Eu am avut Fabian. Fabian, deci, okay, la Fabian, da? Pe engleză. Da, în engleză, tu, da. Noris? Mie tot îmi ziceau Siron. Siron? Și acum toată lumea zice Norisucu. Excelent. Bun, altă întrebare, mergem mai departe. Cât timp petreceți la școală lucrând efectiv? Da? Învățând, efectiv, în practică, nu știu, așa? Sau cât timp stați pe rețelele de socializare? Dar trebuie să fiți foarte sinceri, da? Deci cât timp sunteți atenți la ore, cât timp sunteți pe rețele? Ia să vedem. Cu cine să încep? Încep cu Fabi. Nu se cu calcul normal, da. Dai seama. Oricum, la mine contează foarte mult cât de atrăgătoare ai ora. Deci, da. De exemplu, dacă profesorul face ceva încât să te atragă, să îți menții atenția da. Pe ora ei sau lui, eu sunt foarte atent. Da, uneori când, nu știu, îmi pierd atenția pentru că nu mi se pare foarte faină ora. Adică e același format. Poate n-a reușit să te... Da, să-mi atragă atenția. Să-ți atragă atenția, da, să te fac atent din punctul ăsta de vedere, să-ți luminezi așa puțin. Da, pentru mine foarte mult înseamnă asta. Cât de mult își dedică profesorul ora încât să înțeleagă elevul ceva. Ok, deci dacă te vede vreun profesor de acum înainte cu telefonul, înseamnă că nu-l interesează. Nu luați în calcul, colegi, da. Acum, ok, hai să mergem la Noris. Aceeași întrebare.
eu sunt de acord cu ce a zis și Fabi, că eu la fel fac și eu de multe ori. Dacă văd că nu mă atrage acea oră care o preda profesorul respectiv, de multe ori mă uit pe telefon, okay. Că nu... Pur și simplu, sau simți că pierd timpul, nu mă atrage, nu... Este o... Acum stăteam și mă gândeam de ce tot timpul când mă uit la voi sunteți cu capul în telefon. Mi-am dat seama. Era o glumă asta, zi, știți? Ok. E în regulă. Mergem la următoarea întrebare, care sună cam așa. Dacă fiecare materie de la școală ar avea un sunet de notificare, da? Care ar fi sunetul pentru ora de matematică? Începem cu Fabi. Alarma la telefon. Alarma la telefon. Și tu, Noris? Tot așa, alarma de la telefon ar fi, nu... Chiar una foarte stridentă sau aud că e... Ora de matematică. Ora de matematică. Da. Okay. Și dacă ar fi ora de practică, multimedia, Noris? Una foarte relaxantă și foarte plăcută. Fabi? Da, tot așa, ceva instrumental fain. Super, o chitară. O da. Chitară, da. Ok, da. Ce hashtag ați pune pe Instagram la o postare despre liceul vostru? Ce v-a place știți voi ce înseamnă hashtag? Cu cine să încep? Cu Fabi. Mamă. Dacă nu e complicat. Da, nu știu. Hashtag zile faine, rezist. Nu știu. Hashtag rezist. Încă rezist. Cum da. Am zis și înainte, hashtag comedie. Ok, ok. Noris? Hashtag, zic și eu, tot hashtag comedie. Hashtag dramă, hashtag energetic cel mai tare. Ok, foarte tare. Mai sunt două întrebări. Dacă ați putea adăuga un efect special în viața reală, ca la un montaj video, da? Care ar fi și când l-ați folosi? E grea întrebarea? E un pic cam complicată. E un pic de gândit. Da, e un pic de gândit, da. Deci, hai să vedem. Dacă ați putea adăuga un efect special în viața reală, da? Ca la un montaj video, care ar fi... Și când l-ați folosi? Tot ceva semne de exclamare aici. Întrebare, exclamare. Da, nu știu, când, poate când îmi vine ceva idee care chiar merită să o folosesc, cred că un sunet de la Twitter, cum era la tweet, cred că e un sunet foarte ok. Ok. Noris? Da. Tot cam așa, da? Tot cam așa, tot cam așa. Ok. Chiar mă gândeam, uite, acum mi-am dus aminte de întrebarea aceea. Melodia de la Pantera Roz, nu vi s-ar potrivi într-un trailer de film, viața voastră? Ba da. Ok. Ba da. Da. Și ultima întrebare, dacă orele de curs ar fi un podcast, care ar fi titlul acelui primului episod, mă rog? Cum suntem acum, în direct, da? Eu i-am spus așa, elevii de la multimedia preiau microfonul, școala altfel live pe Big FM. Dar voi, dacă ați găsi un nume, ar fi numele vostru? Acum o să fac o glumiță. La unele seriale, primul episod care se cheamă pilot, să se vadă dacă se uită lumea sau nu, să vadă exact. Okay, ar fi și era. Și Noris? Da, tot, cum a zis și Fabian, dar eu aș mai pune sau test. Test. Am înțeles. Pentru că, uite, timpul a expirat, mai aveam eu aici niște ghicitori cu profesorii voștri, dar o să citesc doar câteva dintre ele, bine? Okay. Deci, eu citesc ghicitoarea și voi trebuie să ghiciți cine este profesorul și o să fie chiar două numai, sau trei. Maxim. Foarte pe scurt, prima ghicitoare este pentru Fabi, da? Pentru Fabi, fii atent. Este preot și profesor, două vieți într-o chemare, între sunet și imagine își găsește alinare. Teologia e harul său, în parohie slujește bine, dar și la catedră, cu drag, elevii învață de la sine. Cine este acest om cu chemare dublă și devotament, ce îmbină biserica și media în același temperament? Domnul profesor Mircea Mihuleț. Excelent. Da, răspuns corect, dar n-am. Asta e. Mergem la Noris acum.
Cu zâmbet cald și privire blândă, ea în matematici se pierde, de ecuații complicate niciodată nu se teme, diriginta-i de nădejde, calculează tot la fix, cu ea la ore, matematica pare un simplu mix, ca și aici la radio. Cine e doamna profesoare? Ce în cifre face minuni și pe toți elevii săi îi conduce cu răbdare să fie mai buni. Doamna profesoară Claudia Botta. Bravo! Nu sunt complicate, după cum v-ați dat seama. Nu sunt complicate. Mai am un... Nu, ai încă două. O întrebare. O ghicitoare pentru tine și Fabi și una pentru Noris. Nu-i prea înalt, șaten și în muzică se regăsește, dar o altă pasiune mai mare îl definește. Ca Hurmuzescu, părintele radioului român, vibrațiile și undele is mereu un bun stăpân. Cine este acest profesor din lumea noastră fină, ce de radiocomunicații ne poate ține o oră plină? Ușor, domnul Marius Dragomir. Ai știut. Să zic că ai greșit. Nu, e domnul Dragomir Hurmuzescu. Bun. Nu, era vorba de mine, dar într-adevăr, da. Și mai am o ghicitoare, tot pentru voi, evident, pentru Noris. E profesor și tătic, așa se prezintă mereu, cu robot și mecatronică își urmează visul său. Proiectează și programează, totul pare să prindă viață, cu el în clasă, tehnologia e o adevărată dulceață. Cine este acest domn mereu serios și calculat, ce în fața roboților, dar și a elevilor, a triumfat? Domnul profesor Paul Țoța. Excelent, răspunsuri corecte. Ați luat câte un 10 fiecare dintre voi. Vă mulțumesc pentru participarea matinal. Sper că v-ați simțit bine. De altfel, ora de practică am făcut aici în studio cu Fabian și cu Noris din clasa 11-a Multimedia Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu. Vă mulțumesc mult pentru prezență, succes în tot ce faceți. Mulțumim Fabian mult. Și mulțumim. Noris, da? Vă mai aștept în studio, poate reluăm și emisiunea Liceu Frăfilău luni seara, luni după amiază la ora 17 pe Big FM, unde să vă cunoaștem mai bine pe mai mulți dintre voi, elevi ai liceelor din Deva. Și să descoperim împreună această lume minunată care e, până la urmă, fascinantă, adolescența, liceenii, practic, vorbesc la radio. Încă o dată vă mulțumesc, o zi frumoasă! Mulțumim, mulțumim. La fel. Da, cu mare drag, iată cei doi invitații ai mei în studio, așa cum vă anunțam, Fabian și Noris, elevii de la Multimedia au preluat microfonul în dimineața asta, acum îl iau înapoi. Mergem mai departe, urmează previziunile astrale cu Selena, horoscopul zilei pentru astăzi 22 octombrie, în continuare în zodia balanței, suntem așa la graniță între balanță și scorpion. La mulți ani tuturor aniversaților. Horoscop cu Selena. Când viața bate filmul, ia-ți destinul în mâini. Devino propriul tău scenarist, pentru că viața merită trăită. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like și un subscribe. Abonează-te la canalul de YouTube Energetic Deva.